Ministrul Justiției Tudorel Toader a declanșat procedura pentru evaluarea managerială a Procurorului General al României Augustin Lazăr. În urmă cu câteva săptămâni afirmam faptul că vine vremea când fiecare trebuie evaluat. În urmă cu câteva luni apreciam disponibilitatea Procurorului General al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru desecretizarea protocolului din 2009. Zilele acestea aflăm că în realitate a fost desecretizat un protocol abrogat încă din 2016. Folosirea sintagmei se abrogă arată și faptul că semnatarii respectivelor protocoale au înțeles să le confere acestora valențe normative. Rezultatele evaluării, însoțite de eventuale propuneri, vor fi făcute publice în termen de cel mult 30 de zile, a anunțat ministrul Justiției pe rețeaua de socializare Facebook. Procurorul General Augustin Lazăr a transmis un mesaj despre cele două protocoale încheiate de parchetul Înaltei Curți cu SRI în 2016, în contextul anunțului privind evaluarea sa de către ministrul Justiției. Colaborarea dintre Ministerul Public și Serviciul Român de Informații s-a realizat în temeiul legii, protocolul fiind doar o procedură tehnică de lucru, de cooperare între instituții cu respectarea strictă a legii. După adoptarea deciziei numărul 51 din 2016 a Curții Constituționale a României, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 6 din 2016 a transferat Ministerului Public executarea supravegherii tehnice, aceasta putând fi efectuată și prin Poliția Judiciară sau lucrători specializați din cadrul Poliției. Articolul 4 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 6 din 2016 prevede că accesul concret la sistemele tehnice ale SRI în scopul executării supravegherii tehnice se realizează prin protocoale încheiate de SRI cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, precum și cu alte instituții în cadrul cărora își desfășoară activitatea organe de cercetare penală speciale. În acest sens a fost încheiat protocolul nesecret care este și publicat pe site-ul Ministerului Public, a transmis Procurorul General pe pagina de Facebook a Ministerului Public. Augustin Lazăr a vorbit și de cel de-al doilea protocol între Parchetul General și SRI, cel secret. Protocolul clasificat are ca obiect identificarea, investigarea și documentarea cu privire la faptele ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor contra securității naționale, infracțiunilor de terorism și infracțiunilor săvârșite de cadre ale SRI. Serviciul Român de Informații este organul de stat specializat în domeniul informațiilor privitoare la siguranța națională a României. Acest protocol nu și-a produs efectele, fiind denunțat la data de 13 martie 2017, în contextul dezbaterilor publice privind protocoalele, a mai informat Procurorul General al României. Augustin Lazăr a mai susținut că cele două protocoale încheiate în anul 2016 nu au fost declarate nelegale de nicio instanță, fiind prezentate în acest mod doar de o partea mass mediei și că speculațiile din spațiul public referitoare la un așa zis mod ilegal subteran de a acționa reprezintă o acțiune de destabilizare a Ministerului Public.